Ca șocant, în sectorul Rășcani al Capitalei, o femeie în vârstă de 61 de ani a căzut în gol de la ultimul etaj al unui bloc de locuit, iar în urma traumelor suferite a decedat. Potrivit poliției, femeia nu locuia în acel bloc. Acum oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei. Momentul căderii a fost surprins de martori. Vă atenționăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Femeia s-a prăbușit în gol de la etajul 11 al acestui bloc de locuit de pe Bulevardul Moscovei. La fața locului au venit pompierii, poliția, dar și un echipaj medical. Medicii de pe ambulanțe n-au putut să constate decât decesul. În jurul blocului s-au adunat mai mulți oameni. Aceștia ne-au spus că au venit după ce au văzut în zonă poliția și nu știu nimic. Nu știm, noi nu știm. Dar ce s-a întâmplat acum, ce ați auzit? Nu pot să spun nimic. Doamne, dumneavoastră erați aici? Nu eram aici. Ați auzit ceva? Oricum ați venit? Am văzut că a venit pojarnă, dar așa eu nu am venit aici. Deja când ați venit era cazuită. Da. Potrivit poliției, femeia în vârstă de 61 de ani a fost examinată de către medicul legist, care a stabilit că urme de moarte violentă pe corpul acesteia nu există. Mai mult decât atât, victima nu locuia în acel bloc. Pe cazul dat, poliția a pornit un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.